Seara. Din nou, o primă repriză bună, o ocazie mare, minutul 2, n-ai dat mingea în poartă. Pe urmă, în repriza a doua, în 12 minute, de greșeli în defensiv, am primit două goluri. Cum ați caracteriza jocul? Vă dați seama, după înfrângere e greu. Toată lumea, suntem dezamăgiți pentru că, din nou, așa cum a spus și dumneavoastră, eu cred că atunci când joci cu echipele mari, dacă ai o ocazie sau două, trebuie să fructifici, să înscrii, să dai goluri, pentru că dacă nu, te taxează ei până la sfârșit. Au jucători de calitate, au lot puternic, au echipă puternică și până la urmă te împing și greșeala apare și astfel primești gol. E adevărat, un meci în care n-am mai făcut același joc bun de la FCSB, în special a doua repriză. În special a doua repriză am luat două goluri în 10 minute și asta a fost istoria jocului. După care am rămas și în 10 oameni, un pic suntem într-o perioadă grea din toate punctele de vedere, nici nu scriem, nici nu prea ne iese nimic. Dar asta este. Trebuie să trecem peste, trebuie să fim încrezători, trebuie să muncim mai mult, trebuie să încercăm să rezolvăm situațiile mai bine, astfel încât să putem să dăm gol, ca să prindem curaj, astfel încât să câștigăm un meci, ca să putem să prindem curaj, încredere și ne trebuie mai multă personalitate. Dar trebuie să învățăm care e cea mai importantă lecție care trebuie învățată după această înfrângere, în această serie de înfrângeri? Important este să joci fotbal, pentru că dacă nu joci, e destul de greu să poți să câștigi vreun meci. Asta tot timpul am spus și jucătorilor, să aibă mai multă personalitate, să intrăm în duel, să-ți câștigi duelurile unul contra unul și ofensiv și defensiv, pentru că acesta este fotbalul. Dacă la fiecare jucător de calitate nu-ți câștigi duelurile, atunci ai o problemă. Iei gol și, din păcate, nu poți să mai revii. În primul rând, trebuie să ai curaj. Trebuie să ai curaj, trebuie să ai, v-am spus, multă personalitate, tot timpul vorbesc de această personalitate și mai multă încredere în tot ceea ce faci. Altfel, e greu să joci. Adică fotbalul nu poți să-l păcălești niciodată. Trebuie să-l joci. Dar asta e, încercăm și la antrenamente să dăm această încredere. Sper până la urmă să vină prima victorie ca să ne deplocăm un pic și mental, pentru că nu e ușor să pierd mai multe meciuri la rând, un pic e un blocaj și mental, psihic, lipsa de încredere. Și cred că și aceasta este cauza. Cu toate că veneam după un meci bun cu FCSB, în care am pierdut în ultimele minute și trebuia să avem mai multă încredere. Am încercat să dau băieților, să le spun că pot mai mult, dar atât s-a putut astăzi. Pe ansamblu, echipa Craiovei a fost mai bună decât noi. O victorie meritată, da. O victorie ne-a trebuit și nouă pentru... Sigur că da. Prima victorie, încercăm din toate punctele de vedere și psihic și tehnic, tactic să ne îmbunătățim și eu cred că prima victorie va schimba ceva. L-ați pierdut pe Nasser, un gest cumva care nu prea e caracteristic lui. Da, exact. Nasser nu prea face așa ceva, probabil un pic de frustrare. E clar, v-am spus, când sunt rezultate negative, nimeni nu e bucuros și apare un pic de frustrare. Niciodată Nasser nu e jucătorul sau omul care să fie violent, dar pe moment se mai întâmplă și aceste, din păcate pentru echipa noastră. Am rămas în 10 și în 11 nu avem forța necesară, dar rămite în 10. Mersi.